Nimic nu este pierdut, de asta sunt convinși jucătorii lui FC Vaslui. Chiar dacă în partida tur din play-off-ul Europa League italienii de la Inter s-au impus cu 2-0, Vasluiul nu se consideră afară din Europa. Galben-verzii au plecat în peninsulă cu gândul că în fotbal se mai întâmplă și minuni. Să voi mai crezi în calificare, așa? Sigur, deși e destul de greu, ținând cont că Inter are jucători de zeci de milioane și la noi... Mă întreb ca fotbalist, pur și simplu i-am simțit că sunt peste noi. Acolo, jucând și acasă și public, ne va fi mult mai greu. Fotbalul fotbal, minun, se întâmplă peste tot și se poate întâmpla orice. Cu toate că starea de uzură la echipă este foarte ridicată, iar meciurile din 3 în 3 zile continuă pentru FC Vaslui, finanțatorul își dorește să vadă atitudine și determinare la jucătorii care vor intra pe teren. Mă rog, un meci care se vede în ce ieșim. Echipa e obosită, asta este foarte clar. N-am văzut cum și muzicianță, dar cred că câțiva dintre ei vor fi menajați, cred că se va întâmpla treaba asta. Acum să vedem și starea lor de fizică, pentru că au jucat din 3 în 3 zile, acum avem în 7 zile, 3 jocuri, numai așa puțin. E destul de obositor, să spun așa. Partida dintre Inter Milano și FC Vaslui se va desfășura în această seară cu începere de la orele 21 și 45 de minute pe stadionul Giuseppe Meazza. Vreau minune în viața mea, vreau minune!